Bine v-am regăsit! Suntem la al treilea curs de mecanică. Acum, dacă știm ce trebuie despre vectori, putem discuta despre lucruri un pic mai interesante. De pildă, la sfârșitul acestui curs, vom avea chiar și un mic experiment, simplu, dar care ne va învăța ceva foarte important. Vom începe azi studiul cinematicii, capitolul mecanicii care se ocupă cu studiul mișcării, fără să fie interesat de cauzele mișcărilor, fără să facă referire la forțele care fac să se întâmple ceea ce se întâmplă. Mecanica are mai multe capitole, cele mai importante fiind cinematica, dinamica și statica, și în funcție de obiectul de studiu, putem împărți mecanica și în alte capitole, cum ar fi mecanica punctului material, mecanica sistemelor de puncte materiale, mecanica solidului rigid, mecanica fluidelor și altele. Cinematica studiază, deci, elementele mișcării și legile mișcărilor, iar în cursul de azi ne vom referi doar la elementele mișcării punctului material. Acesta este titlul cursului nostru de azi. Un punct material este un model. Fizica studiază modele ale realității. Este un model pentru un corp cu dimensiuni mici față de lungimea traiectoriei lui sau față de corpurile din jurul lui. De pildă, un vapor pe ocean poate fi considerat pe hartă un punct material, sau un avion după ce s-a ridicat la înălțime, o navă cosmică navigând între două planete, de pildă, și așa mai departe. Punctul material este deci un punct geometric în care considerăm concentrată toată masa corpului care se mișcă și pe care o să-l numim de aici încolo mobil. Folosim, deci, modelul punctului material atunci când putem considera că mobilul este un punct. Și acum câteva lucruri despre mișcare și repaus. Un corp este în mișcare față de alt corp dacă își schimbă poziția față de acel corp. Dar atenție! Dacă un corp A este în mișcare față de un corp B, atunci și corpul B este în mișcare față de corpul A. Nu mă pot mișca față de un corp fără ca și el să fie în mișcare față de mine. Gândiți-vă la cazul în care ați fi în spațiul cosmic, departe de orice planetă sau stea, vedeți stele în toate părțile, le vedeți, dar sunteți departe de ele, și la un moment dat observați un alt cosmonaut, sunteți în costume, evident, ca să rezistați în spațiul cosmic, costume de cosmonaut, vedeți în depărtare un alt cosmonaut care se apropie. Are sens întrebarea dacă el se apropie de mine sau eu mă apropiu de el? N-are niciun sens. Ne apropiem unul de celălalt. Din punctul meu de vedere, el este în mișcare, se apropie de mine, din punctul lui de vedere, eu sunt în mișcare, mă apropiu de el. Așa că, data viitoare când un copil într-un vagon de tren sau un autobuz spune, uitați cum aleargă copacii, să nu mai râdeți de el, pentru că el are dreptate. În sistemul lui de referință, în sistemul de referință al vagonului sau al autobuzului, pământul tot se mișcă și odată cu el copacii. Și nu uitați că dacă un corp se mișcă față de alt corp, atunci și al doilea corp se mișcă față de primul. Mișcarea și repausul, de altfel, sunt relative. Ce înseamnă asta? Că un corp poate fi în același timp și în repaus și în mișcare. Sau în același timp poate avea mișcări diferite. Depinde de corpul de referință. De pildă, în acest moment eu sunt în repaus față de Pământ, dar sunt în mișcare față de Soare. Și sunt într-o altfel de mișcare față de Lună.
și într-o altă mișcare, într-un altă de mișcare față de planeta Marte și așa mai departe. Deci, atât mișcarea cât și repausul sunt relative, depind de sistemul de referință pe care l-am ales. Și cu asta ajungem la o noțiune foarte importantă, cea de sistem de referință. Un sistem de referință este indispensabil ca să studiem mișcarea. Nu putem studia mișcarea fără un sistem de referință. Pentru că ați văzut că în funcție de ce fel de sistem de referință aleg, voi avea un anumit fel de mișcare sau o altă mișcare sau repaus. Iar un sistem de referință constă din trei lucruri. Este alcătuit din trei lucruri. Întâi, trebuie un corp de referință, corpul la care ne raportăm, de la care măsurăm distanțele. Apoi ne trebuie un aparat cu care să măsurăm distanțele, nu? O riglă. Și ne trebuie și un ceas. De ce? Pentru că dacă vreau să studiez mișcarea, nu ajunge să știu unde este un mobil, mai trebuie să știu când este el acolo. Deci trebuie să pot să descriu ceea ce se întâmplă atât în spațiu cât și în timp. Adică trebuie să pot să spun mobilul se găsește acolo la ora cutare, în momentul cutare. Așa că vă rog să vă notați despre sistemul de referință. Ca să studiem mișcarea, avem nevoie de un sistem de referință, așa cum am spus, și îl reprezentăm întotdeauna acest sistem de referință printr-un sistem de axe. Dacă mișcarea este rectilinie, adică traiectoria mișcării este o dreaptă, atunci este suficientă o singură axă, pe care de obicei o notăm cu X și întotdeauna avem pe axă punctul 0 sau originea axei, care este echivalentul corpului de referință. De acolo măsurăm distanțele pe axă. Distanțele măsurate spre dreapta sunt pozitive, cele măsurate spre stânga sunt negative. Dacă mișcarea are loc într-un plan, atunci avem nevoie de două axe, pe care le notăm de obicei cu OX, respectiv OY. Iar dacă mișcarea este o curbă în spațiu, atunci avem nevoie, evident, de trei axe, niciodată de mai multe, pentru că spațiul în care trăim este tridimensional. Și cele trei axe le notăm cu OX, OY și OZ, de obicei. O noțiune foarte importantă în cinematică și în dinamică, nu numai în cinematică, în mecanică în general, este cea de vector de poziție. Un vector de poziție este, așa cum vedeți în desen, un vector, vectorul R, în desenul nostru, care are originea în originea sistemului de axe de coordonate și vârful pe mobil. De pildă, în desenul pe care îl vedeți, mobilul care se găsește acum în punctul A descrie traiectoria, pe care de asemenea o vedeți. Dar la un moment dat, la momentul T1, mobilul se găsește în punctul A. Ei, în acest moment, vectorul de poziție corespunzător mobilului este R. Și, după cum vedeți, lui R îi corespund două coordonate pe cele două axe. Coordonatele sunt distanțele de la originea axelor până la proiecția vârfului vectorului de poziție. Și avem coordonata XA pe axa X, acolo este proiecția vârfului vectorului de poziție pe axa X și avem coordonata YA pe axa OY. Iar între modulul vectorului de poziție, și vă rog să vă notați acest lucru, și coordonatele XA și YA, există relația pe care o vedeți scrisă,
iar unghiul pe care îl face vectorul de poziție cu orizontala, alfa, în desen, se poate calcula cu ajutorul relației tangentă de alfa este egală cu y supra x, ya supra xa în acest caz. Vă rog să vă notați aceste lucruri. Dacă traiectoria este o curbă în spațiu, atunci avem nevoie, așa cum am mai spus, de un sistem de coordonate cu trei axe și în acest caz vectorul de poziție arată așa cum vedeți în acest desen. Proiecția vârfului lui pe planul XOY este un punct ale cărui proiecții pe axele X respectiv Y ne dau coordonatele X și Y și mai avem de asemenea și coordonata Z. Și în acest caz, relația dintre modulul vectorului de poziție, și vă rog să notați și această relație, și cele trei coordonate de data asta, este că R pătrat este egal cu X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Deci dacă cunoaștem coordonatele, toate trei, atunci putem calcula modulul vectorului de poziție. Și acum să trecem la elementele mișcării. Primul element despre care trebuie să vorbim este traiectoria. Traiectoria este forma drumului parcurs de mobil. Uneori, traiectoria se vede. De pildă, un spărgător de gheață lasă în urma lui un canal de gheață spartă, care de fapt reprezintă traiectoria pe care a avut-o până când a ajuns acolo unde este acum. Sau un avion care zboară la o înălțime suficient de mare ca să producă o dâră de condensare. Dâra de condensare este de asemenea traiectoria avionului, o parte din traiectorie. Sau urmele pașilor pe zăpadă ne arată pe unde a umblat persoana respectivă, deci ne arată traiectoria acelei persoane pe care a avut o persoană. Și acum e foarte important și vă rog să vă notați că traiectoria poate să fie dreaptă și atunci avem o mișcare rectilinie sau poate să fie curbă în plan și atunci avem o mișcare curbilinie în plan sau poate să fie o curbă în spațiu și atunci avem o mișcare curbilinie în spațiu. Acum să vorbim un pic mai în amănunt despre coordonate. Coordonatele sunt, de fapt, distanțe măsurate pe cele trei axe. Distanțe măsurate din punctul 0, adică de la originea axei, până în punctul în care fie se găsește mobilul, punctul material, fie în punct, până la punctul în care avem proiecția vârfului vectorului de poziție al punctului material. Și așa cum ați văzut, avem nevoie de o singură coordonată dacă mișcarea este rectilinie, coordonata X. Dacă mișcarea este în plan, avem nevoie de două coordonate X și Y ca să descriem poziția punctului în plan. Iar ca să descriem poziția punctului material în spațiu, avem nevoie de trei coordonate. Funcția care ne arată cum variază o coordonată în timp, de pildă x funcție de timp, se
se numește legea de mișcare. Mai complet, se numește legea de mișcare pe axa X. Deci, vă rog să vă notați acest lucru. Legea de mișcare este funcția care ne arată cum variază în timp coordonata. Dacă mișcarea este în spațiu, atunci, așa cum ați văzut, avem nevoie de trei axe, deci vom avea trei coordonate. Și fiecare coordonată este funcție de timp. Așa cum era X, tot așa este și în cazul lui Y. Y este o altă funcție F' de timp și, de asemenea, Z, care este o altă funcție F secund, să zicem, de timp. Dar atenție, asta nu înseamnă că avem trei mișcări. Este vorba de o singură mișcare. Dar proiecțiile mobilului pe cele trei axe sunt date de cele trei coordonate, X, Y și Z. Și ele pot să varieze și, în general, variază diferit una de alta în timp. De pildă, dacă un mobil se mișcă la un moment dat doar pe verticală de-a lungul axei Z, atunci, atâta timp cât mișcarea va rămâne doar pe verticală, coordonatele X și Y vor rămâne aceleași. Nu se schimbă în timp, în schimb, coordonata Z se schimbă. Deci, în general, avem trei legi de mișcare, câte una pentru fiecare coordonată, dar asta nu înseamnă că avem trei mișcări. Avem una și aceeași mișcare, care este descrisă de aceste trei legi de mișcare. Acum să discutăm despre un alt vector foarte important, și anume vectorul deplasare. Vectorul deplasare, dacă vă uitați pe acest desen, este vectorul care unește vârfurile a doi vectori de poziție. Pe desen vedeți o traiectorie pe care se mișcă un punct material. Punctul material a fost la momentul T1 în punctul A și la momentul T2 în punctul B. Vectorul de poziție corespunzător momentului T1 este R1, iar vectorul de poziție corespunzător momentului T2 este R2. Deplasarea se definește ca fiind diferența R2 minus R1. Delta R, acest delta R, se numește vector deplasare. Și îl puteți vedea și în desen. Vectorul deplasare. Sigur că și vectorul deplasare, ca orice vector, poate fi proiectat pe cele două axe. Și avem și deplasări pe axe. De exemplu, avem un delta X, care este x2 minus x1, și avem un delta Y, care este y2 minus y1. Delta X este deplasarea de-a lungul axei X, iar delta Y este deplasarea de-a lungul axei Y. În acest caz, vorbim despre deplasări ca module ale proiecțiilor vectorului deplasare. Deci, delta X și delta Y aici reprezintă modulele proiecțiilor vectorului delta R, vectorului deplasare, pe cele două axe. Și vă rog să vă notați. O observație foarte importantă legată de modulul vectorului deplasare este următoarea. Dacă avem o traiectorie curbă și mobilul se găsește
la un moment dat, momentul T1 în punctul A și în alt moment, momentul T2 în punctul B, atunci vectorul deplasare este, așa cum am arătat, vectorul care unește punctul în care se găsea la momentul inițial mobilul cu punctul în care se găsește mobilul la momentul final, la T2. Acesta este intervalul de timp pe care am studiat noi această mișcare de la T1 la T2. Deci pentru noi T1 este momentul inițial și T2 este momentul final. Iar sensul vectorului deplasare, acesta este delta R, vectorul deplasare, este, bineînțeles, de la punctul în care se găsea mobilul în momentul inițial la punctul în care se găsește mobilul în momentul final. Și observația despre care vorbeam este următoarea și o să vă rog apoi să o scrieți. Modulul vectorului deplasare nu este egal cu spațiul parcurs când traiectoria este curbilinie. Spațiul, distanța parcursă de mobil de la momentul T1 la momentul T2 este lungimea acestui arc, acestei curbe de la A la B. Dar modulul vectorului deplasare, după cum vedeți, este doar distanța de la A la B, care este diferită de lungimea drumului pe care a ajuns mobilul din A în B. Și vă rog să vă notați.